Într-o zi un nebun a ieșit cu un copil pe minaretul unei moschei, la minaret. Și a început să zică, îl arunc pe copil jos dacă nu-mi dați aia și nu-mi dați aia și nu-mi s-au adunat toți oamenii să-l convingă. Băi, nebunule, lasă-mă copilul în pace, dă-i drumul, nu. Vreau și aia și aia, vreau soarele de pe cer. N-au ieșit la cap cu el. Și l-au adus pe un nebun ca el. Ce lăsați-mă cu mine, ăsta e de-al meu. Vorbim același limbaj. Și aduceți-mi cel mai mare ferăstrău care îl găsiți pe piață. Și au adus, mă rog, un ferăstrău mare și a zis, băi, ori cobori, ori tai minaretul. Și zice, stai, nu tăia, hai că cobor. Degeaba te chinui să vorbești cu un om dacă nu ai același limbaj. Omul era nebun ca și el, știa cum să vorbească. Și așa și noi, dacă vorbim cu cineva care nu cunoaștem și vorbim vrute și nevrute care nu au treabă, din discuția cu el, tu trebuie să înțelegi ce vrea.